Delia și Nane. Cum era dacă era doar Silviu Andrei la butoane, mai dar nu este. Capul nostru, de ce? Păi de ce să fiu numai eu? Bine, îmi place cu mai multe lume, cu prieteni, cu, uite, cu tine îmi place. Mulțumesc. Da? Păi da, mă, de ce? Îi place și cu tine, Radu, să știi. Da, și mie îmi place cu voi doi. Radule, când mai treci pe aici, intră. Că noi avem cafea, avem microfoane. Da, uite, n-am știut până acum, uite că treceam. Vezi, vezi nu ai spiritul de influencer dezvoltat. Da. Că dacă știai, veneai și beai cafea moca în fiecare zi. Ai văzut, am servit și cu energizant. Adică păi da, nu găsești energizant oriunde. Nu poți să treci pe lângă Virgin Radio să nu intri. Adică, uite că deși da, pun un story pe săptămână, e ok și îmi dați 5 cafele? Da. Perfect. Dan. O să fie partenerul nostru de emisiune de acum. Nu mă gândeam că ieșim așa moca, adică mi se pare wow. E ofertă. Păi ăsta e începutul. A, da? Așa ai zicem tot. Prima săptămână, după aia a doua săptămână, două story, mai multe cafele și un energizant. Cu aripi, da? Da. Fii atent. Bun. Deci am avut Bucălaie omul, Bucălaie actorul, ca postură și acum Bucălaie omul care a făcut o facultate la Craiova. Da. Bă, așa atâta, e o categorie. Atât s-a putut. Da, este o categorie. Nu vrem? Că ăștia buni fac facultate la Craiova. Da. Bobonete rând tot la Craiova a făcut-o? Nu. Nu știu. Apreciez intenția. Înseamnă că nu e așa bun. Apreciez intenția, dar Bobo a început o facultate la București, dar n-a terminat. A început și una la Craiova, dacă nu mă înșeși, n-a terminat. Bă, bă, important e să încep ceva, nu să termin. Corect. Clar, asta e. Trebuie să fie la Craiova. Să ai dorință. Să ai dorință. Nu, e foarte bine. Oricum, Bobo, ești extraordinar. De asta te-a chemat aici să vorbim despre Bobo. Băi, eu l-am cunoscut pe Bobo prima dată în 2014, ne-a apucat să-mi dă improvizație la Băneasa. Nu, că el nu te oprește, că el chiar vrea să știe. Așa, deci, Bucălaie e omul care a făcut facultatea la Craiova, da? Da. Vrem să vedem ce ați învățat voi acolo la facultate. Și acesta este motivul pentru care am inventat acest joc, care se numește De exemplu. Ce dracu ați învățat voi acolo la facultate? Asta era ideea, știi? De exemplu. De exemplu. Da, pentru că avem niște cuvinte. Nu spunem ce înseamnă cuvintele respective, trebuie să deduci tu. Și prin puterea deducției va trebui să formulezi o propoziție, să dai de exemplu de o propoziție cu cuvântul respectiv. Okay. Uite, aruncăm primul cuvânt în aer, la Virgin, fii atent aici. Primul cuvânt cu care trebuie să te joci este neostoit. Neostoit. Dacă vrei să știi că putem să-ți dăm și o propoziție de ajutor. Păi eu am o variantă, de exemplu... De exemplu, așa? Aseară fusei cu una și cam neostoită. L-ai potrivit perfect! Neostoit înseamnă neastâmpărat. Nepotolit. Nu știam, dar sângele de oltean a simțit în ce direcție să se ducă. O simți și... Cumva muzicalitatea îmi dă duie seama despre ce e fu vorba acolo. Bun. Ia. Mai bate vorace. Și tu rămână. Ce? Vorace. Vorace. Da. De exemplu, acele tale în favor, ce sunt piele. De exemplu, mă, ăsta al mic al lui Andrei, al mic e mai vorace așa de felul lui. Aici trebuie să-mi dai mai mult sens. Adică e mai activ, mai neastâmpărat, face ceva în continuu, e vorace. Nu. Îți dau exemplu de propoziție, poate să faci o idee. Da, te rog. Uite, așa la prima vedere, dacă te uiți la mine, par o fată micuță, uneori finuță, dacă nu râd, așa, dar, de fapt, sunt cam vorace. Ești a dracu. Trecem pe lângă. E un fel de esențele tari se țin în sticluțe mici? Nu. Vorace. Hai să zicem altfel atunci. Dacă te uiți la Silviu, ai putea să zici că e vorace. Ai putea să zici că e vorace. Deci, spre Silviu se zic multe, dar, pentru care ești vorace și uneori flatulent, dar în altă ordine. După aia, adică, știi? Nu știu, mă dau bătut. Te dai bătut? Nu știu. Care mănâncă cu o poftă foarte mare, o persoană gurmandă. A desface poftă când mănâncă? E un gurmand. Mănâncă mult și des. Asta este o, cumva, o formă foarte delicată în a spune dolofan. Rubensian. Scuze, sunt de la radio. Mama, ați umplut de artă radio, adică, serios. Așa. Țin la Louvre. Rubensian. Da. Vorace. Și hai să trecem și la ultimul cuvânt. Așa. Silviu? De exemplu? De exemplu? Ultimul cuvânt este, sfioan la mine, dacă îl văd aici. Hai, uite, este papugiu. Așa, papugiu. Pa, de asta am auzit cu siguranță în facultate, papugiu. Era un profesor, papugiu, care vă pica pe toți. Era papugiu. Papugiu. Papugiu.
Sună tot a caracteristică despre cineva, clar. Așa, merge pe da, tu mi-ai și dat tendințiu fără să vrei. Da. Că, domn profesor, nu. Deci am un frate mai mare care e mai papugiu. Da, da, tu... Care îi plac femeile, e papugiu. L-ai pus tangiu. Dar ai fost tangiu, corect? Papugiu păi nu, e dacă ești pus tangiu și le dai papugiu. Place să stea sub papuc, din toate relațiile stă sub papuc, el e papugiu. De ce le place să fie inferior, da, în relații? E genul ăla de bărbat, e papugiu, e molău, e fătălău. Oh, Doamne, nu înseamnă asta, dar îți dau un exemplu ca să-ți faci o idee. Yeah. Am auzit că tu ai vrut la un moment dat în viața ta să fii papugiu, dar ți-ai găsit nașul și acesta este motivul pentru care tu te-ai ales cu un ceas fake. Să fii șmecher, să păcălești. Așa. Să păcălești. Da, să te ții de înșelăciuni. Un om care trăiește din șiretlicuri. Deci m-a atrapat lăcuri. Da. Se vede, mă, că a făcut facultatea la Craiova. Văzut? Așa cuvinte. Are sinonime, frățioare la el. Papugiu. Ia uite, mă, ce papugiu e ăsta. Da. Exact. Am văzut că ai pățit chestia aia cu ceasul și mi s-a părut foarte amuzantă. Da, e prima dată când am vrut conștient să păcălești eu pe cineva. Eram la un târg de ceasuri și am vrut și eu să fiu un om rău și șmecher, cum am fost învățat în România că trebuie să fii. Și am văzut un ceas la un domn mai în vârstă care vindea ceasuri de foarte mult timp și eu am crezut că ăla e varianta originală a ceasului. Okay. Și l-am întrebat cu cât îl vinde, și am zis că îl vinde cu 500 de lei. Eu dorindu-mi ceasul la foarte... Chiar ăsta e, dar ăsta e original acum. Ăsta e original? Da, ăsta e original. Mi l-am luat după mult timp. Și deci am găsit varianta asta și 500 de lei pentru varianta asta este enorm de ieftin. Ah, ok. Și am zis, bă, poate nu știe bătrânul ce vinde. Gândindu-mă că eu îi vând castraveți grădinarul. Exact. Dar la varianta de damă, văd. Sau... Dacă am mânuța mică. Băi, nu, la bugetul ăsta, adică mă gândesc că dacă era bărbătesc, era mai mare, era mai scump, îți dai seama. Da. Și după ce m-am uitat eu vreo 15-20 de minute la el și domnul părea că nu știe despre ce e vorba, a zis că nu prea se pricepe cu ceasurile, deși vindea. Am zis, hai că mă risc și îl iau. Și după ce l-am luat și am ajuns acasă, că în mod normal un ceas original se desface. Da. Da. Și când l-am desfăcut și am văzut că jumătatea din el era plin cu plumb. Doar ca să imite greutatea ceasului original. Știi că de fapt așa este. Una din modalitățile de a verifica dacă un ceas este original sau este contrafăcut este densitatea metalului și când zărește. Exact. Și ăsta avea multe din mult plumb. Date, da. E bun. Și, bă, dacă ești pescar, te ajută, adică știi? Da, să păcălești? Da. Mai ușor, nu? Și cu timpul plumb. Și tot. Clar e că am dat 500 de lei pe el și dacă vrea cineva să-mi dea 5 lei, îl dau mâine. Mâine și vin eu și-l și aduc. Și meci. Eu zic să-l vinzi mai scump, pentru că deja e patinat de tine și de are ceva. Patinat adică... de doamne iartă. Măi, băieți, dacă tot am ajuns la capitolul ceasuri, eu văd că am trecut timpul așa și zic să nu-l mai ținem nici pe omul ăsta aici. Îți mulțumim foarte frumos că ai venit, măi, Radu. Vreau să ne spui pe unde te vedem în următoarea perioadă. Cu dacă ai spectacole sau eu ceva. Eu vă mulțumesc că m-ați chemat. Da, sunt în weekend, sunt la The Fool în fiecare weekend și după aia plec în turneu în martie cu Ioana și cu George Tănase. Ioana State avem în Cluj, în Târgu Mureș, la Târgoviște și la Alba Iulia, chiar de 8 martie în perioada aceea și o să fie foarte frumos. Capitale de județ când... Capitale, mai avem un Călăraș peste o lună. Nu zice, Călărașul chiar e un oraș bun. Dar știu, eu am foarte mulți prieteni la Călăraș. Da. Iubesc foarte tare. Da. Că l-ai des. Și în principiu, dacă vrem să aflăm pe unde te duci, trebuie să te urmărim? Pe Instagram, Radu Buclaie, și pe TikTok și pe Facebook. Așa, și din câte am înțeles, din ce te-am văzut făcând pe aici, urmează să postezi ceva și de aici, din studioul Virgin Radio, da? Da, chiar o să fac un vlog cum am fost la radio. Cred că îl pun în seara asta pe TikTok. Oh, bun, frumos, să ne dai și nouă un tag acolo. Da, tag, și oricum, oriunde te duci, poartă vorba despre noi, adică zi de bine. Sau dar să știi că și înainte eu menționăm de voi, adică eu dimineața când mă trezesc, mă pun pe marginea patului și zic mulțumesc, Doamne, că sunt bine, eu, Ramona și Silvia. Exact, asta mi se pare normal și oricum, dar eu chiar rugăciunea mea zic, Radu, când se trezește dimineața și spune de mine și de Ramona, perfect, rugămintea mea, Doamne, te rog frumos să nu cumva să ne strâlcească numele, știi? Da, știu, și după aia o să-ți meargă o zi proști și nu dai seama de unde și un loc de Silvia, am zis Sindriu. Chiar dacă ne
înjur, pronunță numele corect, că da, ține să, mult la asta. Ca să aibă sens, da. Exact. După discuția asta, cred că ar trebui să mergem cu toții să ne cumpărăm... Stai că tu ai zis că la un moment dat că ai primit niște pachete de la spital? Ai, da. Aveai cumva și cămăși de alea cu mâneși ai foarte lungi? Ai și mărimea lungi? XL? Alea nu sunt halate de baie? Halatul, cât e halatul? Cred că ar trebui să ne punem cu toții niște de alea. Da. Măcar așa. Bun, deci îți mulțumim foarte frumos. Dacă mai ai vreodată ceva cu care să te lauzi, te așteptăm pe aici când vrei tu. Oricum vii la cafeluță de acum încolo. Te așteptăm. În fiecare zi să vin să-mi iau cafeaua gratis. Vă mulțumesc. Bun. Te pupăm foarte tare. Te urmărim pe toate. Succes. Succes și baftă. Și dragilor, vă mulțumim și vouă că a stat alături de noi. Mă rog, eu vă mulțumesc că a stat alături de... Nu, tu pleci. Eu plec. Și acum îl iei pe Radu la braț și eu rămân aici. Nu-l iau la braț, nu-s că e însurat, lasă-mă pace. Da, mă, nu, adică mod de ospitalitate. Îl conduce afară. Dă musafirul afară, dă-n casă. Bine. Așa, și eu o să rămân pe radio, pentru că am și un hanora cu Virgin Radio, dar asta se întâmplă ora viitoare. Până una alta ne pregătim, facem curap aici. Bun, vă mulțumesc foarte frumos că ați fost alături de mine și astăzi. Noi ne reauzim mâine de la ora 13. Ramona Dumitrescu am fost. Hai, pupi, pa! Pa!